Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Dă-i înainte, Andy. Știu că va fi ca un șoc pentru voi, dar chiar și eu, Andy Larkin, maestrul farselor, trebuie să învăț ca să-mi păstrez supremația în jocul meu. Trebuie să spun că de-a lungul ultimului meu efort, eșecul învățării importanței celor trei fundamente de bază, destin, intuiție și observare, s-a dovedit a fi motivul. Numărul 4? Spuneam că am fost maestrul farselor, nu un maestru al matematicii. Oricum, lăsați-mă să vă explic. Acum o săptămână, tata și-a invitat colegul Henry Dorset împreună cu soția Rose la cină. Acum pot să plec? Ies cu Terry în seara asta. Dar, Jen, nu ai terminat de mâncat! Mamă, nu pot mânca toate astea! Antrenamentul la gimnastică e săptămâna viitoare! La gimnastică îți trebuie forță, Jen, iar forța cere mâncare! Știu, dar toate celelalte fete sunt slabe și frumoase! Nu pot să apar acolo arătând ca un porc! Jen, nu prea mai ai de unde să slăbești, zău așa! Tata are dreptate, arăți ca un porc slab! Tacă-ți fleanca, tontule! Copii! Când m-am cântărit de dimineață, aveam deja câteva grame în plus. Dacă mai pun pe mine, o să arăt oribil în costumul de gimnastică. Jen, asta e o atitudine superficială! Nu uita că până la urmă chestia asta o să se ducă. Ce în interior contează, dragă! A vorbit ca un tip urât și între două vârste. Tatăl tău are dreptate! Când ne-am căsătorit, am jurat la bine și la greu. Nu conta cât de grași, bătrâni și ridați o să devenim. Ia stai! Avem asta scrisă undeva? Cu toate glumele care s-au făcut, să știți! Noi am hotărât să ne acceptăm unul pe altul așa cum suntem! Nici nu mai știu când m-am cântărit ultima oară! Nici eu! Cine are nevoie? Mulțumesc că i-ați făcut pe toți să creadă că sunt superficială! Jen, nu fi bleagă! Noi nu credem că ești superficială! Noi știm că ești superficială! Andy! Păi dacă Jen poate să plece de la masă, cred că și eu pot. Da, da, bineînțeles. Și oricum, dacă mai ascult mult asta, o să nebunesc. Competiție între frați. Privind înapoi, dacă n-aș fi fost grăbit pentru că trebuia să mă întâlnesc cu Danny la Beans and Burger, aș mai fi stat puțin la discuția din jurul mesei, iar farsa mea poate că ar fi avut un alt final, mă rog, într-un mod pozitiv. Dar asta e soarta, băieți! Seara asta vă specială, doamnă Larkin. Sper că nu o veți uita după ce Al o să fie promovat. Stai ușurel, Henry. Acel post de director încă nu e ceva foarte sigur. Încă mai am interviu cu Tamberley săptămâna viitoare și nu sunt singurul candidat pentru post. O să spun un mic secret, Al. Tamberley e un tip tare și îi place să aibă în echipa de conducere oameni ca el. Adversarul tău, McKenzie, nu mai e în formă și e și foarte gras. Al, ești cu un pas înainte. Ei, nu știu dacă este corect. Promovarea ar trebui să se bazeze pe experiență, nu pe aparențe. Da, bineînțeles, draga mea, sunt de acord cu tine. Săptămâna viitoare are loc concursul anual al celui mai rapid mâncător de la Beans and Burger și mă antrenez. Premiul întâi este o masă gratis timp de o lună cu specialitatea casei și am de gând să o câștig. Destul de impresionant, 9 într-un minut și 10. Perfect! Nu te-ai gândit că ai putea cu banii pe care i-ai pierdut pe antrenament să-ți cumperi în fiecare zi pentru două luni specialitatea casei? Ia zi! Că nu e vorba de bani, ci de frenezia competiției, gustul dulce al victoriei. Și ca să nu mai vorbim de proviziile de fasole pentru o lună întreagă. Tot ce vreau să-ți spun, prietene, este să nu te văd că vii la mine în genunchi să-mi cer bani când eu o să-mi pun deoparte primul meu premiu întâi. Larkin, ce-a fost asta? Ai zis cumva primul meu premiu? Tocmai aveam o conversație particulară cu asociatul meu, așa că te rog. Te rog, nu mă băga în asta. Mersi, Andy.
Dacă nu vrei să ne spui care-i treaba cu premiul ăsta, o să pățești la fel. Dacă vreți să știți la ce mă refeream, mă refeream la premiul concursului celui mai rapid mâncător. Nu mă face să râd, Larkin. Da, nu mă face să râd. Tu nu ești în stare să mănânci nici măcar o felie de pâine, Larkin. Sunt mult prea important ca să mă afecteze un tântălău ca Lick. Un șoarece fără gură ar putea mânca mai repede. Sunt prea puternic ca să-l las să mă atâțe. Și drăguța ta de prietenă, Lori, și ea poate să mănânce mai repede decât tine, pentru că e o adevărată purcică. Gata, gata, sunt mic și slab, da? Da! Ah, da? Da! Îmi plac dezbaterile astea filozofice. Aș putea mânca mai repede decât tine chiar dacă nu ai mâncat de 10 zile și ai numai felul tău preferat de mâncare, o porcărie de plăcintă. Cred că am sărit calul puțin. Bine, Larkin, uite care-i treaba. Dacă nu câștigi competiția, o să faci numai ce spunem noi, s-a înțeles? Și dacă voi câștiga? Nu-ți forța norocul. Ești norocos că încă mai respiri. Bine, pare corect. Nu-mi vine să cred că săptămâna viitoare se vor împlini 20 de ani de când am absolvit liceul. Parcă totul s-a întâmplat ieri. Ce bine va fi să văd fețe cunoscute! Vechi fiind cuvântul cheie aici. Dragul meu, aș vrea să nu mai fie atât de glumeț. Zău așa! N-o să-ți vină să crezi cine o să-și facă apariția după atâția ani. Beth Cumley. Beth Cumley? Am crezut că s-a mutat acum mulți ani. Așa este, dar am auzit că vrea să se întoarcă. Da, întotdeauna a avut succes la băieți. Arăta chiar bine, dacă stau să-mi amintesc eu. Adică, până nu avea părul brunet? Blond? Mă întreb dacă și-a păstrat figura aia, finuța ei. Ești un ciudat nemâncat care și-a pierdut controlul. Iar tu ești doar o ciudată lunatică. Și te porți ca un copil. Poate, dar cel puțin am personalitate. Nu mă opri, sunt în rol. Se pare că singurul rol este ruloul de grăsime de pe tine, asta e. N-am mai văzut un cățeluș atât de gras. Haide, Lici, să plecăm de aici înainte ca Larkin să înceapă să latre. Jur că Jen o să plătească pentru că m-a făcut de râs în fața tântălăilor ălora. Ce-i așa de amuzant? Larkin începe să latre. Andy așteaptă să termin. Ieși afară! Dacă n-ai observat, eu am fost primul. Ascultă, creier de cârnat, trebuie să mă cântăresc și ca să aflu greutatea exactă, trebuie să o fac înainte să mănânc și să fiu în pielea goală. Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine și la faptul că mi-am pierdut pofta de mâncare. Jos și mănâncă ceva! Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei! Nu uita! Mâncarea e un minut pe buze și o viață pe șolduri! Fata asta mă îngrijorează! E prea obsedată de greutatea ei! Bineînțeles! De ce nu m-am gândit mai devreme? Făzește-te, Jen! O să cunoști justiția cântarului!
Știu că ești nerăbdător să afli care este planul meu genial. E atât de simplu, de minunat! Mai întâi pun discul la cântar, apoi pun la loc indicatorul. Tot ce am de făcut este să pun unul dintre discurile speciale al lui Mash deasupra și dedesubtul indicatorului și o să fie ținut la locul lui de acești magneți de pe spate. Voilà! Și iată care e șmecheria! Fiecare dintre discurile astea a fost făcut să înregistreze o greutate incorrectă, cu 3 kg în plus, cu 5 în plus, cu 10 în plus și cu 15. Tot ce trebuie să fac este să strecor câte un disc nou, iar Gen o să înceapă să creadă că e o balenuță. Și ce o să se întâmple dacă părinții tăi vor să se cântărească? Nu-ți stresa atâta căpșorul ăsta drăguț al tău. Ei nu se cântăresc niciodată, i-am auzit eu când spuneau asta. Andy, ți-am spus, așteaptă să termin! Nu înțeleg! Cum am putut să iau 3 kg? Am avut mare grijă cu ceea ce am mâncat în ultimele zile! Le-ai spus părinților tăi? Tu glumești? Ei cred că și așa sunt destul de superficială. Shhh! Vine retardatul de frate meu. Wow, dar puiul ăsta este prăjit și e foarte moale și suculent. Oh, bucătarul Bert s-a întrecut pe sine însuși. Și e un geniu al ardeiului iute. Tati, ai pățit ceva? Da, 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 totul e în regulă. Cum mi-a scăpat din vedere? Trebuia să-mi fi dat seama că nu era totul bine. Intuiția! Nu! Nu încă 3 kg! Nu poate fi adevărat! Gen, ai pățit ceva? Da, mamă! Tocmai am călcat pe un păianjen! Se pare că aerul cald de la fön a mers mai bine decât am anticipat, nu-i așa, băieți? Ce s-a întâmplat, Frida? Pari îngrijorată! Rus, trebuie să spun cuiva! Sunt foarte stresată de întâlnirea cu Beth Camley! A fost întotdeauna mai bună decât mine la școală, mai frumoasă, o situație socială mai bună, un prieten mai drăguț! Tu crezi că ai fost singura geloasă pe micuța domnișoară? Vreau să-i bat pe băieți cu bățul Camley! Dar care e problema? Acum aranjează-te și fă-i praf pe toți! Asta vroiam să fac, dar nu știu din ce motiv am început să iau în greutate! 5 kg în ultimele 2 zile și reuniunea este în 3 zile! Nu știu ce pot să fac! Wow, 5 kg în 2 zile? Dar ce mănânci? Nimic mai mult decât de obicei! Problema este că interviul pentru post cu Timberlake este în 3 zile și o să-l fac pe McKenzie să arate ca și Kiefer Sutherland! Ce pot să fac eu? Antrenamentul la gimnastică este vinerea asta și până atunci o să mă pot folosi pe post de minge medicinală. Ce pot să fac? Mai întâi, mâncarea pe care o gătește mama ta conține mai multă grăsime decât o fabrică de șuncă. Ține regim câteva zile. Scoate mâncărurile grase pentru câteva zile. Mănâncă ceva sănătos și fă niște exerciții. Beth Camley nu mai trebuie să ne facă să ne simțim ca niște câini. Scoate mâncărurile grase pentru câteva zile. Mănâncă ceva sănătos și fă niște exerciții. Promovarea ta poate depinde de asta. Nu pot să nu mănânc mâncarea mamei. Părinții mei o să creadă că sunt mai superficială decât eram. Dar nu pot să-i las nemâncați. Ai, nici măcar nu știe că m-am îngrășat. Nu pot să nu mai mănânc mâncarea Fridei.
Frida nici măcar nu știe că m-am cântărit. Fă ce vrei tu, dar scoate grăsimea. Fă ce vrei tu, dar scoate grăsimea. Fă ce vrei să faci, dar scoate grăsimea. Dacă mai vrei să vezi ziua de mâine, ieși imediat! Micul dejun, mișcați-vă imediat încoace! Mă așteptam ca Jen să aibă o dispoziție proastă, dar mama și cu tata, cum am putut fi atât de orb? Observație! Hopa! Acum am cu 10 kilograme în plus! Aha, nota, vă rog! Cum a mers la gimnastică? Bine, până la piramida umană. Cum a mers reuniunea? Este ca aiurea. Blonda Beth, bogata și frumoasa Camley, a fost acolo. Cum arată? A pus câteva kilograme, dar toată lumea a fost de acord că arăta minunat. Eu, pe de altă parte, a trebuit să-mi petrec toată seara explicând că nu sufeream de o boală incurabilă. Poate că sunt paranoică, dar nu arată bine. Nu am primit promovarea. De ce? Din două motive. Primul, dintr-un motiv nepotrivit, Timberlake s-a gândit că nu sunt suficient de tare ca să pot avea aceste responsabilități. Și al doilea? E puțin cam jenant. Hei, după seara asta eu știu ce înseamnă jenant. Ce s-a întâmplat? Păi îi spunea lui Timberlake că era mai tare decât se vedea. De fapt, de curând am luat 10 kilograme. Dar când tocmai îmi susțineam punctul de vedere... Eu sunt o persoană slabă, am ținut dieta în secret și m-am cântărit mereu, totul din cauza acestei nebunii cu promovarea. Pot să mă ierți? Am să vă fac o mărturisire! Și eu am fost prinsă în chestia cu revenirea lui Beth Camley. Și eu am cântărit și am ținut dieta. Dacă toată lumea a avut curajul să spună, o fac și eu. Ei, cât de mult ai pierdut? N-am pierdut, am luat 10 kilograme. Și eu. Cu toții am ținut dieta asta. Totuși am pus pe noi. Exact 10 kilograme fiecare. Nu-mi place să mănânc și să și fug. Încă
că nu știu cu siguranță cine a câștigat competiția, dar nu contează. Ce important e că nu am câștigat eu. E, acum trebuie să ascult toate pretențiile stupide ale lui Lick și ale lui Lick. Cred că am pus câteva kilograme în plus după toată mâncarea pe care am mâncat-o săptămâna trecută. Pe cine păcălesc eu? Acum sunt cel mai gras membru al clanului Larkin! E, mă rog, aproape!